Asta a fost tascul și nu au fost anunțați concurenții care sunt câștigătorii, și astăzi am aflat cu toții și noi, telespectatorii, și ei, care a fost cel mai tare. Acum, cei care au jurizat au dat note fiecarei perechi în parte și au fost la egalitate Liviu și Ștefan dar s-a luat cumva de departajare timpul în care au mâncat și au spus acea poveste. Liviu a avut 4 minute 05 și Ștefan 5 minute 54 dacă nu mă înșel. Așadar Liviu este cel care câștigă. Am văzut-o pe Maria zâmbind, dar răspunând ceva acolo, cred că nu i s-a părut ok decizia Liviu, pe de altă parte se bucura pentru că vor merge la mare, el și Delia, și împlinesc și o lună de relație, dar Laura nu câștigă nimic.